Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cojor pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie 2023. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Cojor și Comisiei pentru prevenirea și combaterea antidiscriminării în mediul școlar al unităților de învățământ cu personalitate juridică și Comuna Cojor pe sub acord. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Cojor, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Informațiilor Profesionale Individuale pentru anul 2022 al Secretarului General al UAT Cojor. Județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salarizare operare instalații numărul 1087 din 16.04.2018 încheiat cu SCE Ecosud SA. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului follow-up numărul CCBC din 2023 numărul 16.764 din 21.02.2023, încheiat în urma acțiunii de control cu tema verificarea modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 33/2018, emisă de Camera de Conturi Bacău. Proiect 6. Proiect de hotărâre privind desfășurarea raportului de follow-up cu numărul 3.976 din data de 17.01.23 privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 27 din 15.07.2021 împreună cu decizia numărul 27/2 din 26.03.2023 emise de Camera de Conturi Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Cojor. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea relungirii cu 5 ani a duratei contractului de încheiere încheiate de UAT Cojor și de luarea acestora. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarea publicii pentru și personalul contractual din aparatul de specialitate al primăriei Comunei Cojor, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agențiilor economice, cetățenilor cu bună gospodărire a Comunei Cojor și respectarea condițiilor de mediu. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție și a soluțiilor financiare adoptate cu UAT Comuna Cojor la data de 31.12.2022. 12. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și a mediului a unității administrative teritoriale a Comunei Cojor, județul Bacău, pentru anul 2022, de către primarul Comunei Cojor, conform articolului 225, alineatul 3, din OUC numărul 57 din 2019, cu modificările și comentariile ulterioare. 13. Reprezentarea raportului anual de activitate pentru anul 2022 de către viceprimar și consilierul primar cu articolul 25, alineatul 2, din OUG numărul 57 pe 2019, cu modificările și completările ulterioare. 14. Proiect de hotărâre numărul 1267 din 17.03.2023 privind acordarea unui sprijin financiar parohiei Sfinții Voievozi în localitatea Bătrâneșa, Comuna Cojor. 15. Diverse. Așa, din cei 15 sunt prezenți? 14. Fiind prezentă în majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe supune la vot proiectul ordinii de zi. Ce este pentru că ați ceva potrivă? Înainte de a începe, deci proiectul numărul, deci proiectul de hotărâre cu prelungirea contractelor așa, de la punctul va fi retras către domnul primar. Este ordinea de zi, da? Deci nu mai intră în 8. Da, 8. Cu prelungirea contractelor de închiriere. Ca să știți. Deci o să fie 14 puncte. Cele 14 puncte. Trecea la punctul 14. Erau 14 puncte cu ăsta. Erau 14 cu ăsta. Dacă 14 înseamnă 13 cu diverse. 15 cu diverse și 14 cu ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cojor pentru lunile aprilie, mai și iunie 2023. Ce propunere aveți? Prima dată și procesul verbal spre aprobare. Lasă-l la cel, dacă sunteți de acord. El îl urmează.
Spune la vot proiectul din... Procesul verbal. Procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Bine, propune. Pentru... Da, să lăsați doamna așa. Eu o propun pe fata asta, nu au venit la ok, pe care nu știu. Oricum nu scapă niciun. Da. Deci prima dată pentru Flo Marcel, vă rog voturile așa. Cine? 1, 2, 3, 4 voturi? Înseamnă să se respinge. Vă rog frumos, faceți propunere. Doamna este propusă, da? Ați făcut în toți. Câte voturi? În toată lumea? Nu, ce ai văzut, dar nu mai văd o dată, două. Nu mai văd. Nu mai văd. Da, tot e martie, tot e... Da, nu mai văd. Înseamnă că, da, înseamnă că sunt 10 voturi pentru doamna. 10. Aici am la punctul voi de pe unde de zi și am de zi. Mai sunt din mână și l-ai găsit. Da. Unul da, așa. Proiectul hotărâre privind semnarea reprezentanților Consiliului Local Târjol în Comisiile pentru Prevenire și Combaterea Violenței Antibullying și Centibullying în mediul școlar al unităților de învățământ cu personalitate juridică din Comuna Târjol. Prezintă doamna Spătarul de la Fără, da, având în vedere adresa școlii gimnaziale Târjol din care solicită trei reprezentanți din cadrul Consiliului Local pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar și anume doi consiliere în acțiunea anti-bullying și un consilier pentru anti-bullying și doi consilieri pentru grupul de acțiune, da. Deci vă rog să faceți propunere. Aș zice așa, cei care au copii la școală, care părinți, da. Părinți fiind din da. Și și e o comisie foarte importantă și destul de greoaică pentru orice, orice cât de mic trebuie constituită comisia de bullying și cred că un părinte și care are copii în școală ar fi cel mai... Eu propun pe doamna Lora, că e și cadrul director și oricum știu, e în temă cu toate de cele astea. Părerea mea, v-ați demorat. Noi suntem de acord. Deci trei persoane, da, trei consilieri. Deci una, doamna Lora, a treia, deci doamna Lora, doamna Maftei și a treia propunere. Doamna Pășescu, doamna. Da, doamna. Dacă sunteți de acord și să mă solicitați, eu vin, dar să nu fie nicio chestie. Deci, avem trei propuneri. Doamna Lora, doamna Maftei și domnul Nistor. Cine Dacă mai aveți alte propuneri, vă rog să spuneți. Să nu fie incompatibilitate dacă vă pune la comisia cu gaze din poate. Stați cu urmează, că domnul primar, stați cu urmează.
avem raportul de domnul primar, avem cabinet case. Dar dumneavoastră nu ai nicio. Deci că rămâne textul la punctul de vedere. Și atunci domnul Dumnezeu, nu ține numit de el. 14, da. Proiect de hotărâre privind asigurarea consilierilor locali. Da. În cadrul Consiliului Local al Comunei Păjor, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale pentru anul 2022, ale Secretarului General al UAT Păjor, Piotr Bacău. Prezintă doamna Sfântanu Margareta. Da, având în vedere ordonanța 57 care prevede ca secretar trebuie să fie evaluat de câte doi membri ai Consiliului Local și cu domnul primar, vă rog să faceți propuneri din cadrul Consiliului Local, doi consilieri care o să evalueze performanțele secretare pentru anul 2022, în de zile, da. Funcție de evaluare. Pe domnul Roșu Marte. Da, și încă o propunere. Domnul Listo. Mai propun. Vă fi domnul Rogoce. Da, nu vreau așa. Cum doriți, propune. Roșu, domnul Nisto și să vedem care și cum votează. La țipere. Și... Dacă, dacă, da. E, dacă e până la rost. Da, pentru domnul Roșu. Da, avem... Câte a numărat voturile? Domnul Roșu. Și o propunere, dacă permiteți. Da, da. Domnul Bășescu, să fie din două partide deosebite. Da, da. Primar are două partide, să fie și al treilea. Să fie? Și al treilea partide. Nu, e corect? Da, să știți că e cel. E Roșu pe afară. E Roșu, deci nu, da. Păi nu, am promos că eu chiar nu... Deci îți pregăsim cu aia. Domnul Roșu, câte e? Câte e? Da, 2, 3, 4, 5, 6. Nu mai n-am știut să... Băi, ești o dată! Băi, e mulțumat! Păi, am întrebat care sunt împotrivă. Da, da, domnul Nistor. Păi... Da, nu are niciun vot. Domnul Bogoncea... Pot așa pe creau cine? Eu într-adevăr, pentru ocuparea postului de secretar, că s-a reevaluat, s-a reformulat primăriile în 2008. Da. Și a spus și domnul... Asta mă gândeam, eu am fost și domnul Hex, între timp, da, și a murit, poate bine, sunt dumneavoastră. Da, doamne, mai nu, eu nu. Nu, dar oricum, are... E o chestiune cu... Nu știu dacă îți spuneați... Rândul devine la toți, dar știu că... Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare operare instalației numărul 1078/1087 din 16.04.2018 încheiat de SICE Ecosud S.A. Prezintă doamna Sfântanu Margareta. Da, e vorba că se modifică SICE Ecosud, își modifică tarifele de la conform actului adițional și fișe de fundamentale. Pentru preluare deșeuri în vederea depozitării 97 de lei, preluare deșeuri din construcții și demolări 216,06, preluare deșeuri în vederea transferului 117,05, da, tona, da. Așa, deșeuri în vederea sortării 900 de lei. Preluare deșeuri biodegradabile în vederea compostării 235,95 și preluare deșeuri bolinoase și a deșeurilor menajere periculoase 334,37. Asta e. Vor repune, dacă rog. Da, da. Spune la bărci, este pentru? Vrem, Proiect de hotărâre privind și raportul numărul CCVG din 2023,
numărul 16.764 de 21.023. Acțiuni de control, prima verificare, modul de ducere în deplinirea măsurilor, discuția din licire 33, țări, camera de control. Prezintă doamna secretară. Asta e raportul pentru controlul din verificarea curții de conturi din anul 2018. Au mai fost măsuri lăsate, măsuri. Anul ăsta au finalizat și au venit cu raportul ăsta, Paul, de asta. Vi l-am transmis și dumneavoastră pe e-mail, ați verificat, am citit. Dacă am despre ce măsuri au fost vorba sau ce? Controlul din 2018. Da, ce măsuri s-au tras? Prezentul de că au fost imputații, de a rezolvat. Nu. Astea sunt cu drumul ăla de Transbacul cu Phoenix-ul, care era cu drumul de la Vârnășeni. Da, care cred că suntem noi în proces. Suntem în litigiu, nu s-a terminat încă, nu? Cum? Și asta este singura care... Nici suntem în litigiu. Da. Nu au rămas probleme în divergență cu privire la proiectele concernate în proiectul raportului. Deci nu cred că s-au făcut mai atent, pentru că e singura problema a fost aceea cu drumul de la Vârnășeni, în care suntem înscriși la masa creditară, nu? Așa, și suntem în proces. Să vedem când o să se fie. Deci ăsta e raportul pe 2018. Deci la punctul 6, în ordine al lui. Proiect de hotărâre privind însușirea domnului la școală cu 3.977, vizite probleme de postul Bacău, prezintă doamna Stăpânără. Da, ăsta e raportul Falu pentru verificarea pentru care s-a făcut de către Curtea de Conturi în anul 2021, prin decizia 27. Am mai prezentat o dată și anul trecut decizia asta, 27, acum iar au venit domnii de la curte. Măsurile care le-au lăsat au fost duse la îndeplinire. Cred că am mai rămas cu cine mai suntem noi, tot cu Transpactul și cred că suntem cu cine mai suntem în instanță. Da. Singura care este făcut. Plățile cu sumele au fost exonerate de la plată, nu mai sunt alte măsuri de plinire. Da. Este la punctul 7, nu? 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate, cum am prezintă doamna Stăreanu. Da, e organigrama și statul de funcții a primăriei Cășor. Nu avem modificări nici la posturi, nici la nimic. O să așteptăm, probabil, în funcție de proiecte, o să mai avem niște posturi aprobate în afară organigramei pe proiecte. Și probabil în mai-iunie o să primim de la instituția prefectului numărul de posturi, dar am făcut organigrama și statul de funcții. Pentru asistenți personal am modificat de la 35 la 40. Sunt bolnavi mulți. Așa, dintre care cum am foarte pus, deci la momentul respectiv proiectul de hotărâre a fost pentru un număr de 38 de posturi ocupate de asistenți personal. Doi bolnavi au decedat, deci am rămas tot la 35. Da, 36. La 36, da. Deci de la proiect și până acum au decedat. Organigramă, ce spuneți? O aveți pe site? Organigramă pusă pe site? Nu, după ce aprobați dumneavoastră. În 10 zile transmit la instituția prefectului și după 10 zile. Să punem pe site, sigur că da. Este și ăsta. Și ultimul. Punem pe site orice hotărâre. Dacă uitați, o să le punem. Și la posturi cu promovări, au fost promovări, au mai fost angajări, au mai fost așa și le-am trecut aici fiecare angajați care și cum sunt. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 8 a fost retras. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cu eficiență și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și a primării. Da, proiect de hotărâre cu salariile funcționarilor publici din cadrul instituției, având în vedere și ordonanța Guvernului 130 privind
968 privind măsurile fiscal-bugetare și prorogarea unor termene care au fost contestate la Curtea Constituțională cu privire la salariile primarilor și viceprimarilor care au fost înghețate la nivelul anului 2019. Și acum, într-adevăr, am așteptat data de 28 februarie când s-a dat sentința al Curții de Conturi, Curții de Constituționale, așa. Și, într-adevăr, salariile primarilor vor rămâne la nivelul salariului minim pe economie din anul 2021. Aici era, că practic nu a aplicat pe 2023, că era 3.000, era totuși de ordonanța 15. Și noi nu știam minimele și maximele și la salariat. Da. Și din cauza asta am introdus ca să avem bază legală. Dar despre domnul primar sau despre ce funcționare? Nu, domnul primar au coeficienții stabiliți. Deci stabiliți prin lege, de asta nu. Da, dar ei au înghețat salariul la primar și viceprimar, tot dădeau salariul minim se mărește, se mărește, se mărește. Tot afară de primar și viceprimar, care rămân la nivelul salariului... O să fac o mențiune? Da. Normal, când a înghețat salariile primarilor și a viceprimarilor, au înghețat și salariile consilier local. Vedeți că acum beneficiați, dacă domnul primar are ceva și noi. Da, 10% 850 lei, oameni, de luna viitoare. Așa că, când domnul primar îi dă 200 de miliarde, luăm și noi 10 lei. Așa, și aparatul de specialitate au rămas la coeficienți, nu s-au modificat de loc deloc, au rămas la fel de coeficienți, dacă cine vrea să urmărească, o să observe că coeficienții nu s-au modificat. Evidenții 2023, cu 1 ianuarie 2023 pentru primar și viceprimar, trebuia să facă și pentru la coeficient 2023. Băieți, este economic. Nu, dar așa că nu dau legea, dau legea în așa fel că se mărește salariile, dar în viață... Obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice în baza hotărârii respective o să funcționeze și compartimentul poliției locale care o să urmărească exact ce sunt puse obligațiile cetățenilor și dacă sunt încălcate sau nu sunt încălcate, poate să aplice amenzi în funcție de obligațiile și responsabilități care sunt prevăzute în prezentul proiect de hotărâre. Nu s-au modificat, am adaptat-o exact la comunul noastră și cu amenziile care s-au mai redușat. Deci ne-am împotrivă în abținere? Ar mai trebui mărite, cred, ca să mai înțeleagă. Da, cum doriți. Dacă aveți propuneri la măriri de amenzi, astea s-au fost propuneri de domnului primar, că se aplică jumătate din minimul amenzii. Și mai e o chestiune actuală, ați văzut totul ce cu noi, Lino, că... Știi cum? Lidaia mea să știi că aici la plăcut. A dat-o păi să vrea de zile, care nu a citat în vrea de zile, amenziile și tot, preia aia n-a fost și te execută silit așa ca lume, ți-a și cazul. Da, dar banii aia nu mai intră la primărie, banii aia intră la stat. Sunt polițiștilor și o să-și poată mai mult treaba. Dar facem și monitorizare, o să fie și mai. Da, au proces verbal de contravenție, ei poate să aplice. Și cu focurile, cu incendiile. Și cu incendiile am introdus, într-adevăr, acum nu erau prinse pe incendii, nu au avut și am introdus și noi. Dacă au văzut, pentru miri și pentru dar.
Da, da. Unde ea se fumă, asta e? Asta. Bine, se pune la vot. Cine este pentru? Da, cine e potrivit? Deci, în punctul 11, proiect de autorit privind aprobarea fondului anual de execuții și a situației financiare pe data de 31.12.2020. Prezintă doamna... Da, doamna Handoca, o urgență a plecat, codul de execuție v-am transmis dumneavoastră, a trebuit aprobat trimestrial, nu semestrial, dintre întreituri și trebuie pus pe site-ul instituției obligația contabilității oare. Deci asta e exact contul anual, contul de execuție la nivelul la 31 decembrie 2022. Eu mai multe detalii nu pot să vă dau prea multe, că sunt cifre contabile și... Deci, la punctul 12. Vegetarea raportului privind starea economică sociale de mediu, cu modificările și în felul de ori. Prezintă domnul primar. Domnul primar a plecat. Raportul ați văzut, dacă vreți să citesc ca coadă. Aici domnul primar a și rapoartele, adică ce va face 2025-2024, așa că trebuie să mai cer un mandat pentru Consiliul Domnului, votăm o dată, să ducă la îndeplinire. O să fie afișat și pe site-ul instituției, raportul respectiv, ca să știți cum aveți cu rapoartele dumneavoastră. Am făcut o mergere, domnul primar, dar raportul dumneavoastră, că ați trecut acolo că veți face și în 2025-2027, gazele ale mele sunt ale lui Nelu. Și ați spus că trebuie să mai cereți un mandat de la cetățeni, ca să vă duceți la îndeplinire. Gazele. Pe lasă-mi votez, sigur. Trebuie să nu mă să duc în îndeplinire, dacă nu. Am citit raportul. Numărul 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin la biserică la Cuspiana. S-au stricat boxele? Prezintă doamna Spătală. Noi la Bărnășu. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 17.500 de lei, parohia Sfinții Voinicii. Pentru ce asta? Pentru ce am văzut că are domnul. Casa parohială. Da, casa parohială, material de construcții. Alex s-a domnul, dar probabil că o să aducă, trebuie să aducă două întreagă documentație. Cine este pe 17.500. 17.500.